Din primăvara anului viitor, craiovenii vor putea zbura de pe aeroportul internațional Craiova către două noi destinații, în Franța, la Paris, pe aeroportul Beauvais și în nordul Italiei, la Veneția, pe aeroportul Treviso. Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ieri la Craiova, în cadrul unei conferințe de presă, introducerea celor două curse aeriene începând cu martie 2017, iar cei interesați să călătorească spre cele două destinații noi ar putea deja să-și rezerve tichetele de pe www.wizzair.com. Today I'm happy to announce that we are launching two new routes from Craiova Airport. Iar astăzi mă bucur să vă anunț că vom lansa două rute noi de pe aeroportul din Craiova. The two new routes will connect Craiova with Paris Beauvais and Venice Treviso. Cele două rute vor lega Craiova de Paris și de Venezia. And with these two new routes, we now offer several routes to four countries from Craiova Airport. Și în acest fel oferim acum 7 rute de la aeroportul din Craiova. With these two routes, we further stimulate tourism and aviation industry. În acest fel sperăm să stimulăm turismul și industria aviației. Creating even more local jobs and bringing even more opportunities to the region. Aducând mai multe oportunități de dezvoltare a acestei regiuni. Începând cu 26 martie, la cele 4 noi zboruri pe săptămână se adaugă și 3 suplimentări de frecvență pentru Londra, Bologna și Roma, ceea ce va duce la un număr de 21 de zboruri pe săptămână ale companiei Wizz Air la și de la Craiova, deci 3 zboruri absolut în fiecare zi, de luni până duminică. Zborurile către Paris și Veneția vor fi operate cu o aeronavă nouă de tip Airbus A320, care are 180 de locuri. De asemenea, din 3 noiembrie, compania Ryanair va introduce de la Craiova o cursă aeriană către Valencia.